La inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Suntem împreună din nou să ne bucurăm de frumusețea lui Dumnezeu. Suntem cu invitata noastră pe care ați urmărit-o și în episoadele trecute. Este vorba de Silvia Tărniceriu. Bun venit la întâlnirea noastră! Mulțumesc frumos! Am aflat așa de multe lucruri frumoase care cred că ne-au marcat pe fiecare. Dacă ați urmărit în primul episod, a povestit minunăția pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ei. În primul rând, aceea de a arăta că este Tatăl adevărat, i-a răspuns rugăciunii, a făcut-o să-L iubească pe Domnul și să creadă că este cu adevărat Tatăl ei și Dumnezeul în care se încrede, chiar dacă nu-L vede așa cum o provocau cei de la școală, colegii și profesorii sau învățătoarea de la școală. În al doilea episod ne-a povestit despre detenția ei, despre închisoarea pe care a făcut-o. De fapt, a fost acuzată pentru alte motive, nu cele reale. Realitatea a fost pentru că era creștină, a fost urmărită și peste tot și au reușit să o ducă acolo unde a trecut printr-o nouă școală cu Dumnezeu, aceea răbdării, aceea suferinței. Oricum, dacă îl iubim pe Domnul, trebuie să le acceptăm pe toate. El a fost Fiul de Dumnezeu și noi, prin înfierea, prin numele Lui, suntem fii de Dumnezeu. Dar să nu uităm că Domnul Iisus Hristos, nu numai că a fost pus la mese, a avut și de suferit, a fost și bajocorit, a avut de întâmpinat multe lucruri. Și dacă vrem să fim asemenea lui Hristos, trebuie să ne placă și lucrurile care sunt mai greu de acceptat pentru noi. A ieșit din închisoare și a ajuns în America. Acestea au fost planurile lui Dumnezeu cu privire la invitata noastră, Silvia Tărniceriu. Acolo a întâlnit niște frați deosebiți și haideți să pornim de aici, care făceau pachete pentru români, pentru cei din România. Mâinile ei n-au mai fost folosite pentru a curăța murdăria din închisoare, ci pentru a aduce speranță în, poate în viața unui copil, așa cum a adus-o Dumnezeu cu ani în urmă în viața ei. Vă rugăm să ne povestiți în continuare ce impact au avut acel grup de creștini pe care i-ați întâlnit acolo în America. Am învățat printre frații aceștia foarte smeriți și deosebiți în lume, foarte deosebiți de lume, chiar prin îmbrăcămintea lor. Am văzut și am învățat de la ei că putem să-L glorificăm pe Dumnezeu chiar prin felul în care ne îmbrăcăm. Și nu numai că am învățat de la ei bucuria de a da, mi-am adus aminte că Dumnezeu este exemplul nostru cel mai măreț, că ne-a dat ce a avut mai scump. Și m-am bucurat că am putut să-I dau mâinile mele. Eu nu m-am dus cu mâna întinsă, dar m-au rugat frații ăștia să merg prin școlile lor, prin bisericile lor, să le spun cum Dumnezeu a devenit atât de real pentru mine într-o țară în care numele lui Dumnezeu nu era onorat și cinstit. Și așa am ajuns să merg din școală în școală, din grădiniță în grădiniță și din biserică în biserică și să le spun despre ceea ce a făcut Dumnezeu cu viața mea până am ajuns la ei. Și atunci ei au simțit bucuria de a da din ceea ce fac ei pentru săracii noștri, ca darurile lor să fie un răspuns la rugăciunile altor copii de aici din țară. Și unul a dat 3, și unul a dat 5, și unul a dat 100, și alții au dat 10.000, și unul a dat 5.000. Eu am rămas atât de impresionată, cum să dai 5.000 de dolari? Că ai copii, putea să-I dai banii copiilor tăi, sau să-I pui deoparte pentru vremuri.
îmi venea să le scriu scrisori de mulțumire la fiecare donator și asta a fost slujba mea, să mă duc să le spun povestea vieții mele și dacă ei răspund cu dragoste, dăruind din banii lor, atunci aduceam banii la misiune, aduceam numele lor și așa deveneau sponsor permanenți pentru aceste pachete alimentare. Am stat printre ei atâția ani de zile până când a venit Revoluția. Și când am auzit că granițele României sunt deschise, am strigat pe holul misiunii cât m-a ținut gura, mă duc acasă! Numai că ei toți au ieșit și au început să plângă, zice, nu pleci, nu pleci de la noi. Acasă încă n-ai să poți să faci nimic pentru ai tăi, stai printre noi și, Silvia, când o să fie vremea, te duci pentru un timp și după aceea vii. Dragii mei, n-am rezistat. Mi-am luat cetățenia americană și am venit în România în vizită. Am văzut care sunt nevoile din țară și pentru că s-au deschis granițele, am zis, trebuie să venim aici, nu cu mâna goală, trebuie să venim cu ceva. Și e o poveste lungă, vă spun o parte numai din volumul 3, așa cred. Asta va fi volumul 3, Dumnezeu îmi cunoaște destinul, pentru că în volumul 2, Dumnezeu îmi cunoaște cărarea, veți vedea pe unde mi-a călăuzit Dumnezeu pașii pe cărarea Lui. Volumul 3 este că m-am întors în România după Revoluție. Am venit cu o mână de americani, au văzut situația din România, am vizitat chiar câteva orfelinate din România și au fost străpunși la inimă de copii orfani și de mizeria în care trăiau și așa mai departe. Și fără să intenționăm noi ca misiune să deschidem un orfelinat, un sponsor de-al misiunii noastre, o doamnă din California, Diane Hill, a văzut la televizor în America o secvență din orfelinatul de la Siret, undeva de lângă Suceava. A fost atât de impresionată încât m-a sunat pe mine și zice, știu că ești din România, spune cât ar costa să se construiască un orfelinat. Și i-am spus fratelui David Troyer, directorul misiunii, a făcut el niște calcule cât era atunci dolarul și zice, cred că cu 20.000 construim un orfelinat, imediat după Revoluție. În 3 zile am avut 20.000 de la sora asta. Și a trebuit să venim în România, să găsim un loc, să construim un orfelinat. Va fi în volumul 3, care încă nu e gata, abia l-am început. Dar s-a construit un orfelinat în locul unde se varsă tot gunoiul din Suceava. Se vărsa. Și am zis, dați-ne gunoiul dacă nu aveți altul. Și acolo s-a construit un orfelinat, 57 de copii, n-am făcut niciun anunț public în ziare, ne-au venit copii mai mulți decât paturi aveam. Și au venit copii. De la 3 ani puteam să-i luăm, numai de la 3 ani în sus, pentru că ceilalți trebuia să avem personal specializat în copilași, în bebeluși. S-a construit orfelinatul și, bineînțeles, frații americani, mienoniți și ami, și ei sunt majoritatea fermieri, zice, măi, cum să-i creștem pe copiii ăștia ca să fie buni pentru România, pentru generația următoare și cum să-i creștem ca să aibă și un caracter frumos, dar să învețe să facă ceva cu mâinile lor, că nu o să putem să dăruim la infinit. Și atunci s-au hotărât să construiască o fermă în spatele orfelinatului. Și cine a zis că vaca nu zboară? Tot frații ăștia menoniți au donat în mai puțin de 2 săptămâni câte o vițică și s-au adunat 100 de vițele. Care au zburat cu avionul? Care au zburat cu avionul. Și de asta am zis că cine a zis că vaca nu zboară? Le-am zburat cu avionul, numai 90 au încăput într-un avion. Tot ei au plătit și biletul, câte 1000 și ceva de dolari pe vacă, biletul. Au făcut 10 ore din Pittsburgh, Pennsylvania, până la București, iar de la București la Suceava au făcut 24 de ore, ceva mai mult. În fine, copiii ăștia au învățat acolo de la vârsta de 4 ani să lucreze în fermă. Bineînțeles că am avut probleme cu autoritățile române, că, precum că am profitat de copiii ăștia și i-am face zic, de ce să nu știe copilul de unde vine laptele, că nu vine de la magazin. Și atunci au văzut vacile, au văzut viței, bineînțeles vițelele astea care le-am adus în coace au fost însămânțate în America, așa că în scurt timp s-au dublat de la 90 la 180. A fost o lucrare extrem de frumoasă pentru că copiii ăștia au învățat să lucreze, au învățat să aprecieze și acum copiii sunt peste 18 ani majoritatea
Și din păcate vreo 27 de ei sunt în Anglia, pentru că cunosc limba și acolo s-au dus că au găsit de lucru la ferme. Unde să lucreze la noi în România? Cine te-ar angaja? Vreau să spun că a fost o lucrare extraordinar de frumoasă cu copiii ăștia și ne rugăm lui Dumnezeu ca pe unde or fi copiii ăștia să nu uite niciodată că Dumnezeu le-a purtat de grijă și i-a scos de unde i-a scos și ei au ajuns să cunoască și să facă ceea ce știu să facă în zilele noastre. Aici am fost cu copiii în România, la Suceava, din 1990. Am venit în România și am lucrat în România din 93, de fapt, am venit și m-am stabilit mai mult în România împreună cu frații americani, menoniți, și am lucrat acolo la Suceava până în 2000, când într-o dimineață m-am trezit cu ceva neobișnuit, m-am dus la doctor acolo la Suceava și am aflat că am cancer la sân. Și ca fiecare om pământean, trăit în trupul ăsta de țărână, m-am întrebat, Doamne, de ce? Ți-am dat viață, ți-am dat, zic, nu trăiesc pentru mine, nu-mi place să trăiesc pentru mine, vreau să dau tot ce mi-ai dat, să-ți dau ție înapoi. Zic, de ce eu cancer la sân? Și m-am rușinat. Cine sunt eu? Creatura, să întreb creatorul, de ce m-ai făcut așa sau de ce ai îngăduit așa? O trebuie să mă duc de urgență la mine ca să-mi fac operație, mi-au scos sânul. Și zic, trec repede prin chimioterapie și prin toate tratamentele și mă întorc la lucru. Dumnezeu mi-a prelungit viața, mi-am revenit, deși eram într-o stare destul de avansată. Dumnezeu știe de ce. M-am reîntors în România, dar nu pentru o lungă perioadă de timp, pentru că cei din America zice, e mai bine pentru tine de acum să stai mai pe lângă doctor pe aici, zic. Eu știu cine e doctorul meu. Însă am continuat lucrarea de acolo, mergând prin biserici, vorbindu-le de nevoile din România și de felul în care îi pot ei să ajute. Numai că în 2008, iarăși vroiam să, și era gata să dau volumul 2 la tipărit. Când am simțit ceva deosebit iarăși în trupul meu, m-am dus, am făcut analizele și spre surprinderea mea, cancer la colon. Zic, Doamne, n-am avut de ajuns. Câți ani au trecut de când? Deci în 2000 am avut cancer la sân, acum era 2008. Cam după 7 ani mi-a revenit. Nu știu dacă mi-a revenit, că din nou analizele mi-au arătat că nu am nicăieri în trup așa ceva. Nu mai am cancer decât numai la organe. Și zic, ce urmează, domn doctor? Zice, Silvia, de data asta tumoarea ta e crescută așa pe pereții colonului între rect și anus și va trebui să faci și chimioterapie și radiații în același timp pentru ca să o strângem, să o putem opera. Nu e timp să vă descriu durerea și valea umbrei morții prin care am trecut. Pentru mine e o minune și e un har să fiu la microfonul ăsta după 6 luni de morfină. Chiar așa? 6 luni de morfină. 5 luni într-o etapă, 5 luni de chimioterapie și apoi alte 5 săptămâni de chimioterapie și radiații, 24 din 24. Eram toată rană, carne vie, cum spun românii. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să plângeți cu vorbe, dar știu că plângeam și ziceam, Doamne, cum îți spunea ție Iov? Chiar dacă carnea și oasele mi se vor topi, eu tot te voi lăuda. Zic, nu înțeleg. Dar știu că știi. Știu că toată țara s-a rugat pentru mine. Știu că mulți din cei care au primit pachetele alimentare și știau scrisorile din pachet pe care le scriam să roagă pentru mine. Primeam telefoane, e-mail-uri, mesaje și știam, zic, Doamne, dacă nu mă asculți pe mine, că eu nici nu știu ce să-ți cer. Ascultă pe cei care se roagă pentru mine și ca printr-o minune, Dumnezeu m-a ridicat. M-a ridicat din nou. Dacă mă uit la dumneavoastră, nu arătați atât deloc bolnavă. E harul lui Dumnezeu. Așa de bine arătați. Așa că în aprilie anul ăsta am zis, Doamne, dacă mă simt așa de bine, am terminat și cu morfina și cu asta, vreau să mă duc în țară încă o dată să le mai spun la ei mei că iubesc, că îi prețuiesc, că simt cu ei și să le mulțumesc pentru rugăciuni. Că, uite, sunt aici și încă aș vrea să trăiesc pentru tine, ajutându-i pe ei cu ce pot.
Și am zis că înainte de a veni în România să mai îmi fac o analiză. Și mi-am făcut o analiză știind că totul e bine. Așa mă simțeam eu cel puțin. Și bineînțeles analiza sângelui mi-a venit, zice Silvia, toate sunt bune. Zice, zahărul ți este cam sus, dar dacă într-o lună de zile nu-ți trece, vii și te punem pe insulină. O, Doamne, zic, nu vreau insulină, să umblu cu fiolele după mine, cu injecții, cu asta, zic, nu, Doamne, ajută-mă, ajută-mă să fiu mai atentă. Au trecut, nu știu, de la analizele mele cât au trecut, dar pentru că mi-am pus în minte să vin în România, mi-am cumpărat biletul. Mi-am făcut bagajele, într-o oră trebuia să mă duc la aeroport și sună telefonul. Și zic, da, domnul doctor. Zic, cum sunt? Eu tare bucuroasă, că știam că sunt bine după sânge. Zice, Silvia, în urma razelor care ți le-am făcut, s-a întâmplat ceea ce mă așteptam. Și zic, ce s-a întâmplat, domn doctor? Spuneți. Zice, Silvia, ciroză la ficat. Zic, cât mai am? Zic, într-o oră plec la aeroport. Zice, du-te. Dar când vii, vii direct la noi. Zice, du-te. Du-te. Am închis telefonul și imaginar am tras o perdea și am zis, pe toate le las în urmă și ca și Pavel mă arunc înainte. M-am dus la aeroport, am încercat să-mi pun bagajele pe banda aceea ca să mi le iau. Iar doamna de acolo zice, nu vă mai năcăjiți să ridicați bagajele, pentru că nu plecați nicăieri. Zic, cum să nu plec, doamnă? Zic, am bilet. Zice, da, ai și loc. Zic, dar de ce să nu pot pleca? Zice, din cauza unui vulcan. Zic, ce vulcan? Păi, a erupt un vulcan în Europa și zice, nu se zboară de pe niciun aeroport din lume. Unde vreți să dormiți la noapte? În patul dumneavoastră sau undeva pe un aeroport, la Chicago sau la Detroit? Zic, mai bine e în patul meu. Mi-a dat un cartonaș cu număr de telefon și se sunați la numărul ăsta și când se deschid aeropoartele, biletul e valabil, locurile și veți putea pleca unde vreți. Mi-am încărcat bagajele în mașină, am chemat șoferul înapoi. Am venit acasă, dar am simțit că nu vin acasă, am simțit că vin direct într-un cuptor. Din nou trupul îmi ardea. Și zic, Doamne, nu mai vreau morfină. Nu mai vreau nici chimioterapie și nici radiații. Zic, atât cât îmi dai să trăiesc, voi trăi. Ajută-mă, Doamne, să umblu cu tine prin cuptor așa cum au umblat cei trei. Iar cei care să vor uita, să vadă, să te vadă pe tine că ești cu mine și numai legăturile care mă mai țin legate de pământ s-au ars. Și zic, nu mă duc la doctor. Și nu m-am dus. Mai trecut o lună de zile și vecinii mei, prietenii mei de acolo zice, trebuie să te duci. Du-te. Zic, nu mai vreau, nu mai pot. Dar trebuie măcar să vezi mai clar ce se întâmplă cu tine. Zic, știu, mi-au zis, sunt pete pe ficatul meu care sunt tumori în creștere și cresc repede. Zic, n-are rost. M-au insistat și zic, hai să mă duc. M-am dus, doctorul s-a uitat la mine și doctorul de familie și zice, Silvia, uite, îți mai dau o lună. Nu-ți fac nimica, dar uite, scoate cu tare și cu tare din alimentația ta și odihnește-te cât poți de mult, întinsă. Și vino la mine după o lună să vedem ce se întâmplă, dar cu o săptămână înainte de a veni la mine, te rog să mergi și să-ți mai iei o dată analiza sângelui. Îți dau eu trimitere. Au trecut 3 săptămâni, m-am dus, mi-am luat analiza sângelui și așteptam rezultatele. La o săptămână după analiza sângelui, urma convenția de primăvară a bisericilor noastre din America, române din America. S-au întâlnit la Cleveland și păstorii de acolo au vrut să-mi facă o vizită pastorală. Știind că sunt bolnavă, dar să vadă și țara amișilor și a menoniților. Și ca să fac povestea scurtă, au venit, m-au invitat să mănânc cu ei la un restaurant
Și gândul care mă copleșea în ultimul timp era gândul la textul din Iacov. Dacă este cineva printre voi, să cheme prezbiterii, să se roage, să-și pună mâinile peste ei, să-l ungă cu un de lemn și dacă a săvârșit păcate, ei vor fi iertate. Și zic, oare mai practicăm noi lucrul ăsta și e mai valabil și în ziua de astăzi? Și mi-am exprimat dorința față de păstori. Zic, fraților, vreau ungerea. Vreau ungerea. Ce păi să o facem, sora Silvia? Povestea e lungă, e frumoasă, va fi în volumul 3, dar închei cu aceasta. Dacă povestea este lungă și frumoasă, o vom continua la întâlnirea următoare. Acum aș vrea doar atât să ne spuneți ce gânduri v-au năpădit în toată această perioadă. Știu că ați spus că Domnul este bun, că îl iubiți cu orice. N-au fost niciodată nori care să vă copleșească și să vă aducă într-o situație așa de disperare. N-au fost situații disperate. Nu pot exista în viața unui om care totuși se încrede în Dumnezeu ca și dumneavoastră situații disperate. Nu. Nu știu. Poate că la alții au nori din asta. Eu nu m-am gândit niciodată la moarte ca la ceva... Nu mă refer la moarte, la suferințele acelea fizice. La suferințe. Am întrebat, cea mai mare suferință a mea, dacă vreau să spun, nu a fost suferința trupească. Întotdeauna am suferit mai mult sufletește. În lăuntrul meu, când știu că l-am întristat pe Dumnezeu, sau o relație frântă când n-am fost înțeleasă sau cam așa ceva. Nu am avut momente de disperare, că știam că Dumnezeu este cu mine. E în control. E în control și... Așteptam, am zis, acum nici nu pot măcar să-ți vorbesc. Aș vrea să știu de ce. Dar poate că într-o zi voi afla. Și dacă nu voi afla, iarăși, cine sunt eu să-ți pun ție întrebări? Dă-mi numai harul să acționez ca un copil de Dumnezeu chiar și în flăcări. Chiar și în flăcări. Și zic, pentru mine m-a urmărit de o foarte multă bucată de vreme istoria lui Daniel. Cartea lui Daniel din Biblie. Și pentru mine, faptul că împăratul de atunci a recunoscut că Dumnezeul adevărat e al Dumnezeului Daniel, așa am zis, Doamne, prin mijlocul încercărilor, prin cuptorul de foc, prin groapa cu lei, n-am vrut altceva decât lumea să vadă, cei din jurul meu să vadă că ești Dumnezeul meu și să te slăvească. Și cu Dumnezeu, în fiecare zi, e o mare bucurie să trăiești cu Dumnezeu chiar prin cuptorul de foc. Abia aștept să ajung în împărăția lui și să văd ce a urmărit el cu asta. Povestea vieții invitatei noastre, dragi prieteni, dragi ascultători, este asemănătoare cu a noastră. Fiecare o avem într-un anume fel. Important este să rămânem aproape de Dumnezeu și să vedem în toate situațiile și în toate problemele, să vedem că aceasta este voia Lui cu privire la noi și că scopul pe care El îl urmărește este unul benefic pentru noi, chiar dacă trupul acesta este zdrobit. Dacă nu este benefic pentru mine personal, este benefic pentru alte mădulare din trupul lui Hristos care au nevoie de un spectacol cu Dumnezeu sau de o mărturie referitoare la o viață trăită cu Dumnezeu. Dragi prieteni, dragi ascultători, ne despărțim din nou de invitata noastră, Silvia Tărniceriu, și aș vrea ca să nu pierdem nici ultima parte când va contura ceea ce urmărește să scrie în cea de-a treia carte, Dumnezeu îmi cunoaște destinul. Și fiindcă invitata noastră a amintit despre cărțile pe care le-a scris, Dumnezeu îmi cunoaște măsura, o carte foarte frumoasă pe care dacă o veți începe să o citiți, nu o veți lăsa din mână, Dumnezeu îmi cunoaște cărarea, la fel. Aș vrea să vă spun că puteți să aveți aceste cărți. Vă vom spune un număr de telefon, ne puteți spune numărul de telefon unde pot ascultătorii noștri să se intereseze despre aceste cărți? Da. Dacă sigur. Vor să le cumpere, să le procure? Este adresa fratelui meu din Timișoara, de pe strada, fostă stradă Alea CFR, iar numărul de telefon la care îl puteți găsi este 0723-205360. Încă o dată, 0723-205360.
Dacă nu ați reușit să notați acest număr, puteți suna și la radio, la, aici la radio, la noi la studio și vă vom da detalii. Ne despărțim acum din nou de invitata noastră, așa cum am amintit, și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt Lidia Iliesi, realizatoare acestei emisiuni, și împreună cu Silvia Tărniceru spunem și am vrea să o spunem în gura mare: Dumnezeu este minunat în viața Amin. Noastră, cu El merită să petrecem fiecare secundă, fiecare clipă. La revedere, fiți binecuvântați! Și eu vă spun la revedere și să aveți un rest de zi binecuvântat și o veșnicie fericită! Când sunt stropit și întristat în viața mea, când sunt căzut în valuri de încercări, privirea mea spre Iisus eu ridic atunci, iar El se apleacă și îmi dă puteri. Eu nu pot ști cerul tău, la tine mă
inimă la inimă. Pentru noi, femeile.